Nici acest semn nu de recunoaștere în mulțime nu era permis și cu atât mai mult afirmarea adevărată a valorilor dincolo de niște sloganuri, dincolo de niște poziții politice câștigate mai mult și mai puțin cinstite. Astăzi însă e o banalitate să spunem că nu evitele sunt pe sticla televizorului, că ele sunt neglijate, că individualismul românesc atât de prost educat în societatea comunistă și cu niște tare legate de istorie dramatică și foarte, foarte dificilă, care au plecat la această soluție a descurcării, a găsit de soluții pe cont propriu. Această societate nu suportă, vorbesc acum chiar la nivelul indivizilor, nu suportă afirmarea vecinului. Nu? Formula cunoscută, să moară capra din curtea vecinului, este foarte, cum să zic, actuală. Și acest lucru se întâmplă cu atât mai puțin la nivel instituțional. Ceea ce spunea Codovan, că instituțiile nu se articulează cum ar fi foarte necesar acum, e perfect adevărat și foarte grav. Ce ar fi de făcut? Aici este mare întrebare. Poate așa zisa elită sau reală elită să intervină cu adevărat și eficient în acest proces extrem de complicat și degradant la care s-a ajuns, adică la marginalizarea, cum să zic eu, dramatică a elitelor, a valorilor intelectuale, în momentul în care mijloacele de informare în masă, în mass media, de fapt, intelectualul adevărat nu este chemat să se exprime, omul de cultură autentic este lăsat deoparte, marele scriitor nu apare și așa mai departe. Care reflexia intelectuală aprofundată, care angajează marile probleme și caută soluții pentru societatea românească actuală, nu este prezent un asemenea om. Și atunci mă întreb dacă putem, în cadrul micului nostru grup și al celor care vor adera în continuare la el, se poate realiza un fel de solidaritate activă, așa, legată de această necesitate implicării. Poate gruparea noastră, să zic așa, să vă rog, poate colectivul acesta al nostru, lărgindu-se mereu, să ia atitudine, cum să zic eu, publică, foarte, foarte serioasă și angajantă, într-un oraș, pentru că acum ne referim la Cluj, în care se întâmplă ce se întâmplă, în care se sfidează, de fapt, marile valori intelectuale, sau să zicem, valorile intelectuale, în care politicul infestează și adică mi-e jenă să spun acest lucru, dar o spun cu toată tăria, infestează viața intelectuală, în care, de fapt, împiedică integrarea acestor, cum să zic, elite intelectuale să se exprime, să intervină eficient în lumea noastră. Nu știu, e un lucru care contrazice și întristează și care contrariază și care descurajează foarte multă lume. Mă întreb dacă, pe urmele ceea ce spunea Codovan, dacă nu se poate lua atitudine, eu vorbesc dintr-o poziție dificilă, pentru că în cazul acesta cu tribuna am fost printre cei atacați, practic, nu? Pornind de la o discuție, ca să vezi cum merg lucrurile. Eu am povestit în România Literară această situație. Am mers cu profesorul Vlad la domnul Mircea Roman, să-i spunem civilizat, făcând parte din colectivul acela consultativ al redacției, să-i spunem, fiți atent, domnul Roman, că o luați pe care greșită. Nu e bine ce faceți, tulburați viața intelectuală, sugerați introducerea cenzurii, suportarea politică a revistei, jigniți mari intelectuale României, etc. Mi s-a răspuns ca să vedeți care e raportul între un anumit nivel intelectual și un alt nivel intelectual. Mi s-a spus tot timpul, deci profesorul Vlad, om venerat la Universității Clujene, eu pe poziția mea câtă este,
mi s-a spus de la ori, zice, dumneavoastră credeți ce veți, eu fac ce vreau, pentru că am fost investit de autoritate și îl citez. Am fost investit de autoritate, eu trebuie să răspund, cunosc legile, sunt și jurist, prin urmare, vor respecta legea și autoritatea. Dumneavoastră puteți crede ce vreți. Bun. În fața unei asemenea atitudini, e un exemplu, e un lucru poate mărunt. Dar cum se poate reacționa? Ești absolut dezarmat. Ați văzut că în acest caz 500 și mai bine de scriitori au semnat protestul care a fost redactat aici. Redacția a făcut un protest de asemenea solidar și foarte bine argumentat. Au fost aceste scene cu poliție chemată de cel incriminat. Absolut inutilă, pentru că lumea era pașnică, să zic, îi exprima o atitudine intelectuală, nu venea cu putere să spargă ferestrele biroului respectivului domn. Da, e un exemplu, nu vreau să insist asupra lui, dar sunt atâtea lucruri. În momentul în care se desfințează comisia de control etic a unui gest reprobabil, după părerea mea, nu? În preziua în care trebuia să fie judecat acel act și în care un ministru al învățământului îl aprobă și în care o altă comisie promite, cred că mi se pare că nu s-a lăsat acest lucru, ca tezele de doctorat să fie repuse ca părerea lui Ceaușescu la 6-a criză de hârtie, la 200 de pagini, cu o treime din ea liberă pentru copiat, să zicem așa, pentru că cam asta este proporția. Deci dacă un anumit model alterat de la început este propus pentru a fi urmat și dacă acest lucru se va legifera, atunci eu mă întreb cu tristețe și vorbind într-un fel de pustiu, în ce măsură așa numită elită poate să-și mai spună cuvântul. Dacă însă și ideea de elită este compromisă prin aceste lucruri pe care politicul intervine la modul cu totul și cu totul nedorit în lumea construcției unei românii adevărate și moderne, ce putem face? Dincolo de această retorică, noi putem discuta aici și putem să considerăm aceste reuniuni noastre ca niște supape. Ne exprimăm oful, ne exprimăm nemulțumirile, ne exprimăm tristețea, revolta, durerea și așa mai departe, dar până unde se poate auzi această voce? Cum să facem ca asemenea voci lipsite de stridența vulgară, e așa, să ajungă totuși să atingă un nivel de un eco care să fie pozitiv. Adică să nu vii putere despre care s-a vorbit să înlocuiască elita, pentru că acesta este procesul. Nu? Nu lumea gramată să se exprime și să dea exemple copiilor noștri, cum iarăși s-a spus. Să nu mai rămânem singura țară din lume, probabil, care are două ortografii, neascultând de Academia Română, care a hotărât acum un număr bun de ani să se scrie cum trebuie să se scrie și câteva mari edituri nu respectă, elevul, profesorul la școală corectează cu roșu greșelile pe care le promovează editurile pentru că, din motive așa zis politice, anti-academice, nu vorbesc la modul aiuitor de un fel de supunere față de ordinele Academiei, de paroc de hotărâri de Academie, gândiți-vă ce s-a întâmplat în Franța, unde și cuvântul e-mail a fost înlocuit cu curiel, de exemplu, adică francizat. Iar noi, cum să spun, admitem în limba română tot felul de lucruri fără ca Academia să poată interveni, pentru că degeaba intervine. Degeaba intervine, nimeni nu ascultă. Deci, în fine, aș putea continua nesfârșit. E o criză de autoritate a elitelor intelectuale. Ăsta este adevărul. Și atunci revin la... putem vorbi eu o seară întreagă și nu vreau să monopolizez discursul. Problema este ce putem face să căutăm să ridicăm un pic vocea, dar într-un fel de solidaritate. S-a spus că nu e solidaritate instituțională, să fie solidaritate de grup, așa cum cu tare sat și comună din Franța, pe care le știu mai bine din cauza unei experiențe care a fost evocată fugar aici, cu tare sat din Franța are mândria lui și solidaritatea lui comunitară în susținerea unor embleme ale micului ei trecut, această comunitate. De ce să nu avem și noi această mândrie?
această mândrie de a exprima ceva în numele unei idei înalte, constructive, pentru că asta e problema. Eu detest această preluare a jumătății din balada maestrului Manole, care spune că ce s-a construit peste zi se dărâmă noaptea. De ce nu vede lumea partea ultimă și măreață, grandioasă și patetică a construcției care durează prin șerță? Acum am devenit și eu poate prea retoric. Dar asta este. Toată lumea, e mult mai comod să uiți că a fost zidit acolo o ființă în legenda respectivă, că în felul acesta durează lucrurile. Nu se mai știe că Arghezi a spus că în țesătura poemului lui este strecurat un tighel de sânge închegat și că la fiecare temelie a unei opere este o picătură de sânge. Prin urmare, să vă spun, iată, literatul din mine merge spre metafore, dar până la urmă aceste metafore au semnificația lor și eu cred că trebuie să fim atenți la acest lucru, dar repet, practic, aici e problema. Degeaba ne întâlnim și discutăm patetic sau știu eu cum, pe ce tonuri, definiția elitelor, o cam știm, e vorba de excelență, e excelența valorică, este vorba de excelența exemplului etic, de excelența exemplului implicării într-o poziție care să ducă la niște rezultate. Mă gândesc la mari intelectuali care au făcut România, nu? Începând cu cei de la 48 până la aruncat în discurs caragelian. Dar gândiți-vă, și ce elitele au făcut România, să fim serioși. Nu disprețuiesc poporul, pentru că nu e adevărat, dar mobilizarea, factorul acesta de incitare, de mobilizare, de luminare, așa, de lămurire a unor idealuri spre care trebuie să tindem, vine din mințile luminate. Nu trebuie să disprețuim acest lucru. Prin urmare, eu zic că fără îngânfare și fără enfază și fără retorică falsă, cred că putem, atâția cât suntem și câți vor mai fi în jurul nostru, din când în când să emitem niște, cum să vă spun eu, nu edicte neapărat, că nu avem capacitate, nu suntem oameni politici, oameni ai puterii și cu putere, dar avem totuși puterea asta a intelectualului, nu? A gândului, a bunului gând, a gândului pozitiv și constructiv, că trebuie exprimat. Haideți să ne gândim, dacă n-ar fi cazul, ca periodic, în momentele acestea de criză, într-o naștere care să fie capitala culturală europeană, nu știu când, care nu are încă centrul Transilvania făcut cu sala de concerte, care nu are, i s-au desfințat galeriile, muzeul de arte este periclitat de niște moștenitoare străveche a nu știu cui. Deci în acest oraș, care are mari pretenții, eu cred că ar fi cazul ca în sfârșit să se închece niște grupuri care să spună ceva. Nu trebuie să cedăm. Eu sunt sigur că în chestiunea de la tribuna nu se vor lua hotărâri normale și firești. O să spună, da, criticăm puțin, o să facă, o să facă de treabă în continuare, își trebuie mai de treabă, nu? Adică va ține redacția închisă acolo, cu bilet de voie, de jumătate de oră să iasă să mănânce sau nu știu ce, nu să-și facă treaba, e să stea găsiți acolo, să semneze niște condicuțe, pentru că omul nu știe ce aia muncă de scriitor specifică, nu? Și așa mai departe. Deci, să vă spun, haideți să facem ceva. Cred că luarea de atitudine, semnătura pe un text bine redactat și care să incite la o acțiune pozitivă, repet, nu e vorba de revolte sterile, nu? Ar fi bine să fie făcute și cred că e una dintre soluții, pentru că nu putem ataca acum cei 20 de oameni care suntem aici, televiziunea română, și să obligăm să fie introdus acolo intelectualul român și scriitorul român. S-a desfințat TVR Cultural, domnul Claudiu Săstoiu vine cu figura lui masivă și sumbră, desfințează, taie, distruge, nu-l interesează. E inutil, nu are audiență. În schimb, doamna Cutare, care își arată toți nurii, are audiență, bineînțeles, la bul. În schimb, știu eu, toate posturile acestea mizerabile, nu, lansează gunoaie verbale și de piață. Asta se poate. Dar să ne opunem acestei tendințe. Cu foarte puține, dar eu cred că câte o voce din asta sau niște voci reunite pot să spună ceva. E important. Să se arate că nu suntem inerți. Că nu suntem neutri, nu suntem indiferenți la această tendință extrem de gravă care trebuie